Bine ați revenit să ne gândim. O firmă are 3 angajați care lucrează în același birou. Niciunul dintre ei nu cunoaște salariul celorlalți, dar toți știu că cele 3 salarii sunt diferite. Ei vor să afle cât este salariul lor mediu, dar fără să afle ce salariu au ceilalți. Deci salariile trebuie să rămână în continuare secrete. Cum trebuie să procedeze? A doua întrebare, cei 3 vor să afle cine are cel mai mare și cine are cel mai mic salariu, dar tot fără să afle ce salariu au ceilalți. Cum trebuie să procedeze? Așa cum am spus, există tot felul de metode, unele mai matematice, altele mai fizice, de a afla salariul mediu. Voi aminti aici 2 dintre metodele propuse în răspunsuri, le-am dat și nume. Întâi, metoda apei. Fiecare cântărește în câte un vas o masă de apă exprimată în grame, egală numeric cu salariul lui. Apoi toți toarnă apa într-un vas mare, presupunem că au salarii mari. Se pare că ceea ce interesează azi pe oameni este valoarea numerică a salariului și nu ce pot cumpăra cu el. După care cântăresc împreună masa de apă din vasul mare. Ea este numeric egală cu suma salariilor lor, așa că dacă împart numărul la 3, vor găsi salariul mediu. A doua metodă, metoda sforii. Fiecare măsoară o lungime de sfoară exprimată în milimetri, egală cu valoarea numerică a salariului propriu. Apoi lipesc capetele sforilor, obținând o singură bucată. Lungimea totală a acesteia, pe care o pot măsura împreună, reprezintă suma celor 3 salarii, mai trebuie doar împărțită la 3. Acestea sunt metode care se folosesc de măsurarea unei mărimi fizice, de aceea sunt aproximative, nu există măsurătoare care nu are eroare. Dar există și metode matematice care ne permit să găsim cu precizie salariul mediu. Ele se bazează pe posibilitatea de a ascunde un număr prin diverse operații matematice. De pildă, pot să-i comunic un număr unui prieten printr-un intermediar, fără ca intermediarul să afle care este numărul comunicat. Adun la numărul pe care vreau să-l comunic un număr pe care îl știu doar eu, apoi îi comunic intermediarului suma pe care am obținut-o. Intermediarul îi comunică prietenului meu suma, apoi eu îi comunic prietenului ce număr trebuie să scadă ca să găsească numărul pe care vreau să îl transmit. Bineînțeles, pot să mă folosesc și de alte operații matematice, de pildă pot înmulți numărul de transmis cu un număr cunoscut doar de mine și așa mai departe. Plecând de la această metodă de a ascunde un număr, cei 3 pot proceda în multe feluri, vă prezint unul dintre ele. Să-i numim pe cei 3 A, B, C. A adună la salariul lui, notat S indice A, un număr pe care îl cunoaște doar el, N indice A, și îi comunică suma lui B. B adună la suma primită salariul lui, SB, și un număr cunoscut doar de el, N indice B, și comunică noua sumă lui C. Acesta adună salariul lui, SC, și un număr cunoscut doar de el, NC, apoi comunică noua sumă lui A. A scade numărul NA din sumă și comunică diferența obținută lui B. B scade numărul NB și comunică diferența lui C. C scade numărul NC și obține suma celor 3 salarii, adică SA plus SB plus SC. Apoi, trebuie doar împărțită această sumă la 3 pentru a afla salariul mediu. Metoda se poate simplifica prin adunarea unui singur număr de către cel care începe și poate să aibă tot felul de variante. Sigur, pentru această metodă,
Pot exista și variante în care folosim alte operații și nu adunarea pentru a ascunde salariile. A doua întrebare este mai grea și cele mai multe metode presupun un anumit număr de pași pentru rezolvare, un număr nedefinit care uneori poate fi mare, precum și un schimb de informație suplimentar între cei trei. Cred că cea mai simplă metodă, care în cazul problemei noastre poate duce de regulă repede la găsirea răspunsului, este cea descrisă de domnul Gheorghe Chelbosu. Și anume, întâi cei trei trebuie să răspundă la întrebarea cine are salariul mai mare decât media celor trei salarii. Dacă unul singur are salariul mai mare decât media, este evident că el sau ea are salariul cel mai mare. Dacă doi dintre ei au salariul mai mare decât media, este evident că al treilea are cel mai mic salariu. Deci după această întrebare știm fie cine are cel mai mare, fie cine are cel mai mic salariu. Așa că mai rămâne să-i ordonăm pe ceilalți doi. Dacă, după prima întrebare, s-a aflat cine are cel mai mare salariu, ceilalți doi vor trebui să răspundă la întrebarea care dintre noi are salariul mai mare decât jumătate din salariul mediu, adică decât 50% din medie. Dacă doar unul îndeplinește această condiție, înseamnă că celălalt are salariul mai mic, așa că știm ordinea completă. Dacă amândoi îndeplinesc această condiție, trebuie să-și compare salariile cu o valoare mai mare, cu 3 sferturi din salariul mediu, adică cu 75% din medie. Deci urmează întrebarea, care dintre noi are salariul mai mare decât 75% din salariul mediu? Din nou, dacă doar unul îndeplinește această condiție, el este cel cu salariul mai mare dintre cei doi. Dacă din nou amândoi au salariul mai mare, măresc și mai mult valoarea de comparație, la 4/5, 80% din salariul mediu și tot așa până când găsesc ordinea. Dacă, după prima întrebare, s-a aflat cine are cel mai mic salariu, ceilalți doi vor trebui să răspundă la întrebarea care dintre noi are salariul mai mare decât de 2 ori salariul mediu, adică decât 200% din salariul mediu. Dacă vă întrebați de ce începem cu de 2 ori și nu, de pildă, cu de 3 ori, este pentru că niciunul nu poate avea salariul mai mare decât de 3 ori salariul mediu, deoarece de 3 ori salariul mediu este suma totală pe care o primesc cei trei. Dacă unul dintre cei doi are salariul mai mare decât 200% din salariul mediu, el este al doilea în clasament și am aflat ceea ce doream. Dacă niciunul nu are salariul mai mare decât 200% din medie, coborâm ștacheta cu întrebarea care dintre noi are salariul mai mare decât 1,5 ori din salariul mediu, adică 150% din salariul mediu și așa mai departe până când identificăm ordinea. Deci, așa cum v-am spus, e nevoie de un număr de pași pentru a găsi ordinea completă și de un schimb suplimentar de informație între cei trei. Vă prezint în final o analiză interesantă a problemei făcută de domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Thank you.
azi va fi vorba despre o anvelopă de camion. Nu trebuie să fie neapărat de camion, să nu vă deruteze această informație, putea să fie de automobil. Am ales să fie de camion pentru că în acest caz vorbim despre presiuni mai mari. Să zicem că măsurați presiunea cu un manometru pentru anvelope și găsiți valoarea de 4 atmosfere. Să mai presupunem că aveți posibilitatea, nu ne interesează cum, prin ce metode, mijloace, să măsurați cât cântărește aerul din anvelopă, câte grame are. Deci știți ce presiune indică manometrul și cât cântărește aerul din anvelopă. Pentru că doriți o presiune mai mare, folosiți o pompă și introduceți o cantitate de aer egală cu cea care era inițial în anvelopă. Adică lăsați pompa să funcționeze până când masa aerului din anvelopă se dublează. Și întrebarea este, dacă temperatura aerului din anvelopă nu s-a schimbat, iar anvelopa nu și-a modificat volumul, ce presiune arată manometrul după ce dublați cantitatea de aer? Succes pe săptămâna viitoare! We'll be right back.